Aceasta este kataif, este un fel tradițional turcesc, cel mai simplu, foarte economic, făcut din tăiței, frișcă și nucă. Vi-l recomand, este delicios. Pentru câteva ore, holurile liceului Traian Lalescu din Orșova s-au transformat în adevărate restaurante cu specific grecesc, românesc, turcesc sau american. Mi-am pregătit cartofi copți și umbluți cu șuncă și cu cașcaval, tartă de căpșune, cozonac, căluște cu prune. Și văd că aveți avem aici și toci. Aha, asta știu și eu. Avem și corăcei cu brânză. Elevii s-au ridicat la nivelul unei adevărate gospodine. De rețete au făcut rost cu ajutorul internetului, iar costumele populare le-au găsit în lada de zestre a bunicilor. Am muncit ieri foarte mult la ele și reprezentantul Cehia. Am pregătit găluștele cu prune, care sunt foarte bune. Și terminat. Da, s-au și terminat foarte multe. Am pregătit baclava, salată de fructe, caridopita. Avem aici, am avut spanacopita, dar s-a terminat. Frigărui grecești, gogoși grecești, chec grecesc. De unde știi rețetele? De pe internet. În câteva ore au vândut tot ce au pregătit. Cel mai bine s-au dat cozonacii, baclavoalele, hamburgerii de la standul american sau limonada. Am făcut rost am de niște pâine și am mai făcut niște hamburgeri, dar și hot dog s-a vândut destul de bine. Și clătitele. Au avut în primul rând colegilor din școală, profesorii și din oraș au venit colegii de la liceul de marină, de la școlile generale, de la judecătorie. Am văzut o mulțime de foști absolvenți care acum sunt judecători sau avocați. De la primărie am văzut și... Da. Și sunt foarte încântat și... Deși nu suntem cu specific, suntem liceu teoretic, nimeni n-a avut niciun fel de obiecție, mâncarea a fost foarte bună și în fiecare an s-a vândut tot. Elevii au organizat târgul de produse pentru a marca cei 137 de ani de existență ai unității de învățământ.